Sfântul Iuda, fratele Domnului, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului. Prezența discretă în jurul Mântuitorului a avut o bogată activitate misionară, răspunzând astfel marii trimitere la propovăduire pe care o adresează Iisus ucenicilor săi. Sfântul Apostol Iuda mai purta supranumele de Levi și Tadeu. Aceste supranume sunt menționate în Evangheliile după Matei și Marcu, în vreme ce evanghelistul Luca, atât în Evanghelia sa cât și în Faptele Apostolilor, îl numește Iuda lui Iacov. Tradiția și părinții bisericii atestă faptul că Iuda era frate cu Iacov, de aceea apare mereu cuplat cu acesta atunci când evangheliștii oferă enumerări ale Sfinților Apostoli. Fiind frate cu Iacob, căruia îi se spunea fratele sau ruda Domnului, Iuda este și el în consecință numit de tradiție ruda Domnului, fiind ambii fii ai dreptului Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Tot din Sfânta Tradiție știm că el ar fi fost mirele de la nunta din Cana Galilei. Iuda l-a întrebat pe Mântuitorul în timpul cinei cele de taină de ce se arată doar creștinilor și nu lumii întregi. Citim în Sfânta Evanghelie după Ioan. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este ca ai să te arăți nouă și nu lumii? Iisus i-a răspuns: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Cel ce nu mă iubește nu păzește cuvintele mele, dar cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus fiind cu voi, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. După ce Sfântul Duh s-a pogorât peste apostoli împlinind această promisiune, ei au plecat în lumea întreagă să propovăduiască Evanghelia Mântuirii. Sfântul Apostol Iuda Tadeu a propovăduit în zonele vecine Palestinei, în Arabia, Mesopotamia, Armenia și Persia. Tot Sfântul Iuda a scris o frumoasă epistolă sobornicească care face parte din Noul Testament și a dat sufletul în mâinile Domnului suferind moarte martirică. A fost un sfânt apostol foarte iubit, sfintele sale moaște putând fi găsite în multe locuri din Europa. Poporul polonez are o evlavie aparte, foarte multe persoane purtând numele Tadeuș.